Prin ordin al prefectului județului Neamț, echipe mixte de lucrători din instituții publice cu abilități de control au vizitat cele 12 apartamente care aparțin complexului de servicii Familia Mea din Roman, în contextul celor întâmplate cu persoane vulnerabile la nivelul județului Ilfov. În fiecare dintre aceste imobile locuiesc câte 6 copii și câte 2 îngrijitoare. La momentul controalelor care s-au desfășurat în săptămâna 10-16 iulie, organele de control nu au găsit nereguli majore, ci unele deficiențe minore care au fost deja rezolvate sau sunt în curs de remediere. În acest context, nu au fost necesare sancțiuni. Toate cele 12 apartamente aparținând complexului de servicii Familia Mea Roman au fost vizitate de echipele de control constituite din ordinul prefectului, echipe mixte formate din reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică, ai Direcției Sanitar-Veterinare, OPC, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Poliția Economică, Poliția Locală și alte Agenția Județeană de Prestații Sociale. Cam toate instituțiile publice cu atribuții de control au vizitat toate aceste apartamente. Toate apartamentele au avize de funcționare, autorizații și licență conform standardelor. Nu a fost aplicată nicio sancțiune, nu au fost aplicate avertismente, s-au lăsat măsuri de remediere a unor deficiențe minore identificate în timpul controalelor. Cele mai multe deficiențe identificate au ținut de ordin administrativ, fiind minore, multe dintre ele fiind în curs de remediere sau vom respecta termenele stabilite de autoritățile statului pentru rezolvarea fiecărei probleme. Neregulile constatate au vizat necesitatea înlocuirii unei căzi la baie, a unei piese de mobilier sau a parchetului. De asemenea, în cazul unuia dintre imobilele controlate s-a depistat nefuncționarea unui sistem de alarmare.